În prima zi de școală, elevii din clasa pregătitoare vor avea parte de o surpriză. În bănci îi vor aștepta ghiozdanele pline de rechizite și materiale didactice. Aproximativ 800 de elevi vor beneficia de programul Primul meu ghiozdan de susținere a învățământului din municipiul Slatina în anul școlar 2016-2017. Primul meu ghiozdan este o acțiune a primăriei municipiului Slatina, votată printr-un proiect de hotărâre în Consiliul Local, prin care toți preșcolarii, aproximativ în număr de 800, vor beneficia de acest ghiozdan. Ghiozdanul este echipat complet, astfel încât acești copii și inclusiv acești părinți nu vor mai trebuie să mai achiziționeze alte rechizite. Pentru fiecare școală din oraș va fi repartizat numărul de ghiozdane necesare elevilor din grupa pregătitoare. Ghiozdanele vor fi diferite pentru fete și băieți. Părinții și copiii vor intra în posesia acestor ghiozdane la școală. Ele vor fi distribuite exact în școli. Avem o evidență clară asupra numărului de elevi pe fiecare școală, inclusiv fete și băieți. Ele vor fi specifice atât fetelor și atât băieților. Programul Primul meu ghiozdan a fost finanțat cu suma de 50.000 de lei din bugetul local.